Bună ziua, dragii mei! Iată-ne din nou alături de voi la o nouă ediție a emisiunii Viața de Familie. În ediția trecută, dragii mei, am vorbit cum trebuie să ne întreținem tenul și pielea în sezonul rece. Astăzi avem parte de cum trebuie să ne menținem și să ne întreținem unghiile frumoase. Suntem într-un salon minunat cu un decor deosebit la Nile Boutique și aflăm de la specialiștii noștri cum trebuie să avem unghiile frumoase și care sunt tendințele de toamnă-iarnă. Mergem spre specialiști. Sunt alături de specialist care acum efectuează clientei o manicură. Ce tip de manicură îi faceți clientei? Am făcut o manicură de mireasă cu multe ștrasuri, aplicații, cu dantelă, cu culori foarte deschise. La cererea clientei sau dumneavoastră ați îndrumat-o? La cererea clientei în funcție de rochia pe care și-o ales-o. Ce tip de unghii se poartă sezonul de toamnă-iarnă? Se poartă unghiile cât mai scurte, nu foarte lungi. Ca și formă putem vorbi de unghii ovale. Se poartă foarte mult ovalul, puțin ascuțit. Sau foarte scurte, naturale. Care sunt culorile? Culorile sunt nuanțele de roșu, în special, roșu bordeaux, culori ce se poartă în toamna asta sunt blămaren, gri închis, verde închis, culori mai reci și roșu. Și pentru doamnele care doresc să aibă o manicură mai clasică? Da, se poartă foarte mult manicura clasică, cu ojă normală sau ojă semipermanentă, care durează de la 2-3 săptămâni, până la 2-3 săptămâni. Și manicura clasică, care durează și până la o săptămână. Ce tip de manicură se potrivește atât pe timp de zi, cât și seara? Sunt culorile care se pot purta și ziua și seara, de exemplu roșu, care este o culoare și elegantă și o culoare și de zi, roșu burgund. Există vreun tip de lac, de ojă care se schimbă în funcție de căldura pielii? Da, sunt oje care își schimbă culoarea în funcție de temperatură. Asta ar ajuta mai mult cât să avem o manicură frumoasă și pe timp de zi și pe timp de seară? Asta se schimbă în funcție de temperatură. Deci, cald, rece. Să revenim la manicura care o faceți cliente. Ce ștrasuri ați pus acolo? Sunt ștrasuri Swarovski. Mai multe culori avem. Puteți să și lucrați ca să și vedem cum. Ce aplicați clientei? Se aplică topul pe care se aplică ștrasurile, după care se usucă în lampă 2 minute și sunt foarte rezistente. Afectează unghii acest gel pe care îl aplicați clientei? În mod normal, da. Cât de mult afectează? Depinde de unghii. Nu toată lumea are unghiile foarte tari. Sunt persoane la care le ține foarte bine, sunt persoane la care destul de repede afectează unghia și se fac tratamente pentru unghii. Tratamentul se face înainte de a se aplica acest gel pe care îl puneți, ca să arate unghiile frumoase? Tratamentul se face după ce se... Se dă toată construcția jos, da. Și se face un tratament? Da, se face un tratament timp de aproximativ 4 săptămâni.
După care se poate aplica din nou acest gel ca să arate unghia frumoasă. Da. Ce conține acest gel? Gelul este un produs acrilic chimic de densitatea mierii, care se usucă, se polimerizează la o lampă UV. La lampă. Cât trebuie să țină clienta unghiile la lampă? Aproximativ 30 de secunde. După care se usucă și aplicați din nou? Încă un strat de top pentru a sigila bine ștrasurile. Ce înseamnă o construcție? De fapt, cum începeți pe unghiile naturale a clientei? Construcția se face pe șabloane. Se aplică șabloanele pe unghii. În funcție de lungimea cerută de către clientă. Și forma cerută de către clientă. După care se face, se aplică culoarea care este cerută de clientă. Se aplică gelul cu culoarea? Sau este un gel după care se aplică culoarea? Este un gel transparent. Da. Sau poate fi un gel nude. După care se aplică culoarea cerută de către clientă și pe urmă modelele respective. Se poartă foarte mult pe lângă culorile reci și roșu. Se poartă culorile metalice atât pe unghii scurte cât și pe unghii lungi sau modele 3D. Ce înseamnă modele 3D? Modelele 3D înseamnă modele făcute cu aplicații, cu ștrasuri sau modele făcute din geluri 3D sunt modele mai vintage. Ați vreți un șablon pe care îl puneți pe unghie? Nu. Se fac din picturi. Da. Și după care... După ce puneți șablonul respectiv, se pune un lac transparent pentru a se menține modelul respectiv. Modelul se face de mână și se aplică topul peste. Ce tratamente efectuați în salon pentru unghii? Avem și tratamente pentru hidratare, pentru hidratarea mâinilor, cum avem și spaurile. Avem și tratamente pentru unghii, special pentru unghii, pentru a întări unghiile. Deci tratament pentru unghii, tratament pentru, mâini. Da. Și pentru unghiile de la picioare, pentru pedicură? La fel, da. La fel. Și ce înseamnă o pedicură clasică? O pedicură clasică începe de la curățarea tălpii și curățatul unghiilor și a picioarelor pentru a avea o strălucire și o hidratare intensă. Ce tratament recomandați acum pentru că vine sezonul rece, deja a venit sezonul rece de toamnă-iarnă? Sunt tratamente cu hidratare foarte puternică, cu măști foarte grase. Cât durează un tratament? Aproximativ. Cât trebuie să stea clienta în salon pentru a-și face un tratament la mâini și la unghii? Un tratament durează aproximativ o oră. La mâini și o oră la picioare. Și ceea ce ați făcut clientei, cât durează? Cât ține? Cât durează ca și timp? Cât timp îi efectuați un acest? Aproximativ două ore jumate, în funcție de cerințe. Ce tip de lac i-ați pus la clientă? Văd că e un alb cu mici întreruperi sau cu un model. Este o combinație de alb cu nude, cu dandelă și cu ștrasuri Swarovski. Trebuie să facem totuși, după ce se aplică gelul respectiv și trece un scurt timp de o săptămână și apare cuticula, ce ne îndrumați? Să o curățăm sau să o lăsăm așa și să o hidratăm doar? Trebuie hidratată foarte bine cu ulei de cuticule. De obicei, noi tăiem cuticulele în cazul în care trebuie tăiate, în cazul în care sunt
inestetice. Le tăiați înainte de a se aplica gelul sau după? După. Cuticula se taie după ce se efectuează manicura cu gel, pentru că în cazul în care se pilește unghia și se taie cuticula înainte, porii rămân deschiși, intră praful și se umezește, după care noi sigilăm cu gel și se poate ajunge la o ciupercă. Deci de asta noi preferăm să tăiem cuticulele după ce nu mai pilim deloc. Cum dați jos acest model de la clientă și schimbați modelul și dați jos? Se poate da jos cu freza sau cu... Afectează unghia? Din nou vă întreb. Nu, freza nu. Nu, că nu se ajunge la unghia naturală. Am înțeles. Mai spuneți-ne ceva de, spre exemplu, de o manicură mai extravagantă. Da, sunt persoane care cer unghii extravagante. Pentru tinerele lungi. Domnișoare care da. Vor să arate bine și în club și... Da, se cer unghii foarte lungi, mărimi XXL. Ce înseamnă o mărime XXL? Cât ar trebui să fie unghia? Să comparăm cu cele a clientei. Ce mărime sunt unghiile clientei? Asta este un M. Deci XXL ar trebui să fie mult mai lungi decât a clientei. Și încă se cer unghiile foarte lungi, ca și formă se cer unghiile... Există riscul de a se rupe mai repede unghia mai mare? Nu. Nu. Sunt foarte rezistente. Care e diferența dintre gel și acril? Foarte multe telespectatori își pun întrebarea asta când merg la un salon. Okay. Cu ce îmi pun? Cu gel sau cu acril? Diferența este că gelul se usucă la lampă, acrilul se usucă doar la aer. Nu necesită lampă. Dar pentru unghie, care ar fi mai bine? Indicat este să se aplice gel. Nu afectează așa tare unghia. Așa, și la acril afectează mai mult decât la... Da, da. Este foarte puternic pentru unghie. Și pentru bărbați. Să nu-i lăsăm deoparte. Ce fel de tip de manicure le faceți bărbaților? Bănuiesc că nu aveți să le aplicați gelul sau nu mergeți pe varianta de construcție. Mergeți doar pe o manicură și o pedicură clasică. Da. Este foarte important pentru bărbați manicura. Este un lucru ce aparține de igienă. Se taie unghiile foarte scurt, se curăță cuticulele, se face hidratare, după care se face și un luciu din pilă. Și tratamentele pentru bărbați sunt aceleași ca și pentru doamne și domnișoare? Da, da, da. Sau aveți ceva mai special pentru ei? Nu, la fel. Avem tratamente pentru bărbați, avem și manicură spa pentru bărbați. Ce înseamnă o manicură spa pentru bărbați? O manicură spa înseamnă un scrub, un peeling foarte puternic, după care se aplică o mască ce se împachetează și se ține pe toată durata manicurii pentru o hidratare foarte puternică. Unde efectuați acest tip de tratament? Aici pe masa unde lucrați? Sau da, aici pe masă se pune un bol cu apă unde se clătește scrubul de pe mâini și tot aici se împachetează mâinile, se înfoliază pentru... De fapt, se aplică masca care se împachetează și în timp ce se face manicura, acea mască hidratează foarte bine mâinile. Ce conține acea mască? Am putea să ne facem și noi acasă o asemenea mască care se folosește în salon? Da, sunt... Sau e o mască mai specială? Este o mască specială pentru hidratarea mâinilor. Sunt mai multe feluri, mai multe arome. Ce recomandați să facem acasă ca să avem mâinile hidratate și unghiile frumoase? Multă cremă de mâini, cât mai grasă pe timp de iarnă și ulei de cuticule.
La o asemenea construcție, manicură, la cât trebuie să venim la întreținere? La cât timp? La 3 săptămâni. La 3 săptămâni e recomandat. După da. Care, la fel, după 3 săptămâni trebuie să venim. Deci nu se dau unghiile jos pentru a se aplica altă construcție. Da. Se face doar întreținerea. Și pentru unghiile de la picioare se poate face o asemenea construcție din gel? Da. Da, se poate face în cazul în care s-a rupt un colțișor sau chiar dacă vrea cineva unghii mai pătrate sau dacă cumva este foarte, foarte mici și nu arată bine în sandale sau se poate face o construcție, se poate aplica gel, doar că se poartă foarte mult la picioare, la picioare oja semipermanentă, este foarte rezistentă.